Insistăm foarte mult în a eticheta modele de comunicare și de activare. Eu cred că în ziua de azi discuția trebuie să părăsească povestea asta de storytelling. Eu cred că în ziua de azi, datorită mediilor principale sau touchpoint-urilor care sunt validate de platformele de social media, consumatorul nu acceptă să îi se spună. Nu stă pasiv și ascultă și după care, ok, dacă e emoționat, reacționează, dacă nu, pasează. Eu cred că în ziua de azi trebuie să înțelegem că lupta este pentru atenție, în primul rând. Poți să emoționezi cât de mult vrei. Nu stai șansa de a avea 10.000 de GR pentru media plan și de a spune mereu aceeași poveste emoțională până când la un moment dat pe cineva îl faci să plângă. E foarte important, Răzvan, și sfatul meu este să lărgești puțin panelul de experți din industrie pe care intervievezi, ca să înțelegi că modelele astea nu sunt modele care sunt mioritice și crescute aici. Modelele astea vin de afară și cumva au în spate validarea unor cifre și rezultate care îți dau așa cât de cât o omogenitate a scorilor alese. În zona de tehnologii, de electronics, noi spunem poveștile, sau dacă vrei, atributele raționale, într-un mod emoțional, pentru că tehnologia are ca destinație îmbunătățirea și satisfacția umanității sau omului. Noi de-aia nu construim soluții pentru niște medii închise, gen laborator și atâta tot. Nu știu, mi-e greu să cred că în ziua de azi cineva din spectrul marii mase a următorilor consumatori, nu știu, Gen Z, spune cum vrei, va credibiliza modele de comunicare emoțională din trecut, care sigur că erau axate pe foarte mult emoțional, pentru că și permiteai ca medie să tot comunici același mesaj mereu și ții și tu minte discuțiile în care se construiau media planuri anuale, media planuri pe 6 luni. Doamne, deci mai rău. Deci cumva trebuie să înțelegem că în momentul ăsta lumea și pământul începe fiecare dimineață de la 0-0. Și începe în fiecare dimineață de la 0-0. Nu poți să construiești mai ales că eu cred că, iar e o discuție aici legată și de ce înseamnă brand. Pentru că în zona actuală, dacă iei un puști 15-16 ani, du-l într-o categorie care să spun că din punct de vedere adresabilitate și familiaritate e ok, nu știu, orice, din FMCG dacă vrei. Crezi că pentru el lupta în soft drinks este între Coca-Cola și Pepsi și punct, cum era pe vremuri, în care ambele cumva încercau să adreseze această strategie de a câștiga pe switcheri? Nu. Eu cred că în momentul ăsta, când ajungi la raf și vezi sute de culori și nu știu câte naming-uri și așa mai departe, nu mai poți să spui ăsta e brand, ăsta e produs etichetat, ăsta e brand. Nu. Eu cred că e mult mai degrabă și altceva decât doar partea de mesaj de brand pur, emoție, poveste și așa mai departe. Funcționalitatea produsului, tipul de sticlă, adresabilitatea asta de a fi sustenabil, reciclabil, bla bla bla, ingrediente, bio-organic, nu știu ce, catalizator. La fel și în zona asta de produse cumva, care sigur că da, au funcționalități identificabile și adresabile clar, miza e mai degrabă să împachetezi comunicarea celor, nu știu, reason to believe funcțional, într-o zonă care cumva să convingă emoțional sau nu, că până la urmă miza este să-i satisfaci, nu, așteptările, și asta e o emoție pozitivă dacă reușești, într-un mod în care el să-l înțeleagă din punct de vedere aplicabilitate în spectrul ăsta de zi cu zi normal, de lifestyle cotidian. Eu cred că aici e marea miză. Sunt foarte multe branduri în electronice care comunică în continuare și încearcă să sugereze acele aplicabilități în niște scenarii complet non-naturale, epice, lună, anul 2037 și așa mai departe. Eu cred că, da, oamenii în ziua de azi au nevoie de confortul dat de încredere și de speranță. Și cu asta poți să o explici diferit. Nu trebuie neapărat să o explici doar emoțional. Poți să o explici cât se poate de rațional, dar defalcând, practic, partea de atribute funcționale pe care le comunici, cifre, X-uri, Y-uri și așa mai departe, în aplicabilitatea asta de zi cu zi, în rutina de zi cu zi. Și de fapt aici cine poate să convingă
mai ușor și mai credibil un consumator vis-a-vis de setul de camere, de baterie, de procesor, de nu știu ce. Aici e discuția. Răzvane, nu mai e povestea un vehicul. Da. Și asta de e o poveste la, în sine. Nu de știu, a ajuns e, la sufletul consumatorului. Uite că nu mai funcționează. Așa e oare? Eu nu cred că e despre o poveste. Deci, iar povestea înseamnă, în general, unul care spune și altul care ascultă. Nu mai e de un dialog în momentul ăsta. Sigur, e vorba de o proiecție, așa cum văd eu lucrurile. Și e vorba de un vehicul. Mai funcționează vehiculul numit poveste? Măi, aici au mai multe puncte în ce a zis Călin și multe dintre ele chiar se dezbat acerb în ultima perioadă. Lupta pentru atenție și atenția. Asta este un subiect în sine. TikTok. Și, care spune povești în 10-12 secunde. Ba, sunt alea povești, te emoționează chiar așa cum ai vrea să te emoționeze. Hai să nu vorbim doar de branduri din China, totuși, să zic așa. Lupta pentru atenție este o întreagă discuție aici și sunt o grămadă. Sunt niște oameni de eficiență, specialiști în eficiență, care analizează atenția asta crescută pentru awareness, pentru attention, și de multe ori ei trag concluzia că se realizează de favoarea long termului. Și sunt cifre care demonstrează, într-adevăr, marketingul actual luptă pentru awareness. Ăsta e efect. Dacă va funcționa și nu va eroda brandul pe termen lung, aici sunt discuțiile. Și vin oameni care demonstrează că scade eficiența comunicării, că brandurile care luptă doar pentru atenție, at the end of the day, pierd. Sunt multe studii, dar attention-ul și lupta pentru atenție este un subiect în marketingul contemporan, clar. Cum îl tratezi ca parte dintr-o strategie de brand building sau doar ca momente de energie? Băi, care este acum top of mind-ul? Care este brandul care a lansat cea mai mare explozie, bomba de energie în momentul ăsta, poate să funcționeze așa. Aici este un model în cadrul, mai multe modele în cadrul același model, lupta. Legat de emoție și de povestea emoțională a unui brand, clar, și aici ai dat atât lui Călin, nu mai există, nu e o poveste de genul telling. Se urma ca politician care se urcă pe un pedestal și povestește și toți fac consanale și urmează respectiva marcă. Deși se mai vede la Tesla, e un brand care comunică doar cu modelul acesta de haideți după mine, Lighthouse Identity, spuneam noi pe vremuri, sau Adam Morgan îi zicea Eating the Big Fish, anume brandul care e atât de puternic încât magnetizează și toți îl urmează fără să mai comenteze, dar majoritatea mărcilor care vor să aibă și un viitor și să aibă o construcție sustenabilă, își comunică această poveste printr-un mecanism de co-creere. Deci lansează o temă de discuție, practic. Temă care este construită. Că este o temă foarte cool acum, mai în zona de greenwashing sau brand role, cum vreți voi, și ce asumă toți să salveze planeta, sau altfel de teme. Văd lucrul ăsta. Brandurile au ajuns să pună pe agenda publică și socială, teme mari. Nu e ceva nou. Și pe vremuri, la Pepsi, ați avut o grămadă de platforme în care aduceați astfel de teme, cred că înainte de TikTok și de social media, cu mijloacele de atunci. Mijloacele de acum clar dinamizează nebunia asta și brandurile care au teme mari au posibilitatea asta de a magnetiza și de a construi conform cu modalitățile actuale. Dar cred în această, în acest demers, și anume că o marcă, dincolo de a-și comunica cât mai sexy și cât mai emoțional, partea rațională, clar, face parte din marketing, nu a dispărut, nu va dispărea, points of parity trebuie să existe, trebuie să arăți ce ai și să o faci cât mai interesant posibil, cred că nu trebuie să neglijezi și partea de teză. În lumea actuală, foarte puține entități mai au puterea de a lansa teze, mituri, mitologie. Mărcile sunt printre acele entități. Dacă te uiți așa, fast information, consumarea rapidă a informației și a culturii și a entertainmentului, practic, în nebunia asta, foarte puține idei mari mai transcend, se mai ridică deasupra altor idei. Cred că mărcile, nu toate, asta nu e un model care se preocupă mărcile, dar mărcile cu adevărat, care rămân cu adevărat acolo în lumea mărcilor, să zic, se duc în raiul mărcilor, au o anumită responsabilitate. Au o teză mare, da, au o teză mare. Și o anumită responsabilitate care derivă. Da, în sensul ăsta vreau să vorbesc despre poveste, storytelling, teză, dacă vreți, rolul pe care l-ai tu ca și marcă, dar care, într-un fel, e deasupra categoriei. Văd gândirea asta și o văd, acum văd mai mult la nivel declarativ, cu mărcile care își doresc să fie mai mari decât categoria în care activează.
Că nu mai vor să fie doar un simplu, nu știu, Snickers, sau nu mai vor să fie doar un simplu bere, sau încearcă să iasă din categorie. Unii o fac cu succes, alții eșuează lamentabil.